Pentru ce protestăm? Da. Bună ziua! Împreună cu colegii de la Partidul Verde și cu alți mulți cetățeni din zonă, protestăm împotriva amendamentelor din nou cod al urbanismului, amendamente care aduc mari atingeri mediului din București, modului de dezvoltare al orașelor în general din România și tot ce înseamnă afectarea sănătății populației. Vorbim aici de articole de mediu, vorbim de articole de urbanism, care vor crea un adevărat dezastru în capitală și în alte orașe, cu implicarea directă, cu reflexia directă spre sănătatea oamenilor. Se dorește modificarea legislației de mediu, în sensul că articolul 71, celebrul articol, să fie abrogat, articolul care spune că n-ai voie să schimbi destinația spațiilor verzi, indiferent de regimul juridic al acestora, și mai mult decât atât, să introducem în legalitate ce am câștigat până acum spații verzi, să aprobăm puzuri la sector pentru ca dezvoltatorii imobiliari să-și obțină ce indicator vor și pentru a evita această publicitate mărită în cadrul Consiliului General. Sunt planuri urbanistice de detaliu, iarăși au intrat pe rol, în sensul că pot modifica acum indicatori urbanistici de ocupare a terenului, regim de înălțime, înălțime maximă, retrageri, ceea ce nu se permitea până la ora actuală. De asemenea, tot ce înseamnă anularea documentațiilor de urbanism, dacă am anulat o documentație de urbanism și autorizațiile, să zicem, au fost emise anterior, să nu mai poată fi anulată acea autorizație sau certificatul de urbanism să-și urmeze cursul în continuare, chiar dacă instanțele au dispus anularea respectivelor documentații. Sunt mai multe articole nocive, sunt articole care vor lovi, așa cum am spus, direct în sănătate. Estimăm că numărul de decese și de îmbolnăviri cel puțin se va dubla în București dacă aceste amendamente vor trece. De aceea am făcut și hărțile ca să vadă și populația, să vadă întreaga presă și poate și politicienii cât de nocive sunt aceste modificări pe care codul urbanistic le dorește. Și dacă e un proiect de lege, de ce protestăm la guvern? Pentru că este un loc al nostru de protest. E Piața Victoriei. Este Piața Victoriei. Guvernul avea un mare rol să oprească aceste amendamente, da? Deci nu codul urbanistic în ansamblu, care are câteva scăpări pe care le puteam corecta. Dar guvernul este cel care gestionează proiectul inițial, tot ce înseamnă, haide să recunoaștem, majoritatea din Parlament și toate celelalte. De aici este foarte aproape să mergem și către, e un alt argument, să mergem către partidul de guvernământ, care este unul dintre ele, PSD, care este principalul susținător al acestor amendamente și foarte periculos. Majoritatea amendamentelor susținute de dumneavoastră sunt identice cu cele ale dezvoltatorilor imobiliari. Ăsta este motivul pentru care ne aflăm, să protejăm aceste spații verzi, să nu se întâmple asemenea modificări de legislație. Acum mingea e în grădina guvernării, a majorității guvernamentale. Da, un alt motiv ar fi și faptul că guvernul este răspunzător pentru infringementul de mediu pus de Uniunea Europeană, un infringement la care amenziile vor trebui plătite de toți românii. Ăsta este un factor, dar cel mai grav factor este că suntem într-un moment în care trebuie să facem totul să mărim suprafața verde, nu să o micșorăm. Deja peste tot în lume pierd păduri sub securi și din cauza focurilor, ori natura pentru a se putea reface și pentru a ne putea acorda acel mediu în care să trăim sănătos și bine, are nevoie de sprijinul nostru, are nevoie de împăduriri, de mai multe păduri și mai multe spații verzi, nu de mai puține. E o adevărată tragedie dacă astfel de legi se votează la noi și trendul este că și în alte țări se întâmplă același lucru. Deci trebuie să ne împotrivim cu toate forțele pentru că astfel de legi să nu treacă. N-au voie. Am înțeles. Mulțumesc. Thank you.